Și continuăm cu informația momentului. Este incendiu violent pe Valea Oltului, un incendiu care a izbucnit încă de ieri, s-a propagat rapid pe versanții din zonă. Flăcările au cuprins inițial vegetația din localitatea Racoviță, județul Vâlcea, au mistuit cel puțin 40 de hectare de pădure, zeci de echipaje de pompieri se luptă de ore bune cu focul, chiar și pe parcursul nopții salvatorii au acționat pentru stingerea unor focare care amenințau locuințele din apropierea zonei afectate. Despre stadiul intervenției discutăm în cele ce urmează cu Sorin Constantin Albinaru, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Care este situația în aceste momente? În aceste momente acționăm cu 114 persoane din partea obștilor, a ocoalelor silvice din zonă, a serviciilor voluntare Pitești, Racovița și Boișoara, precum și a forțelor din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În cursul zilei se așteaptă și o resursă aeriană pentru a ne ajuta, deoarece zona este foarte abruptă, arde pe versanți, este imposibil de ajuns cu autospecialele și în unele zone nici pe destul nu se poate ajunge. Intervenim, după cum ați specificat și dumneavoastră, începând de ieri, de la ora 15, în jurul orelor 15 am fost anunțați de izbucnirea acestui incendiu, care prima oară a fost anunțat ca un incendiu de vegetație, dar a pătruns în fondul forestier. Și dacă aseară am încheiat cu 15 hectare afectate, în momentul de față sunt afectate aproximativ 40 de hectare. Din fericire, nu sunt victime sau locuințe afectate. Deși sunt locuințe la baza incendiului, pompierii au întins dispozitive în zonă pentru protecție și au acționat inclusiv pe timpul nopții, locuințele sunt afara oricărui pericol. Din evaluările pe care le-ați făcut la fața locului, există probabilitatea să localizați măcar acest incendiu în cursul acestei zile? Sau... Este prea devreme să ne pronunțăm. O să vedem după ce o să facem și recunoașterea aeriană. Sunt zone foarte greu accesibile, după cum am spus, nici măcar pe dest nu putem ajunge în anumite zone. Și au venit în ajutor pompieri și din alte județe? Deocamdată nu. Acționăm cu colegii din județul nostru, de la ISU Vâlcea. Dacă va fi nevoie, vom solicita și sprijin. Deocamdată nu este nevoie. Au venit în ajutor foarte multe persoane și voluntari din partea serviciilor voluntare din comunele limitrofe și din cadrul obștilor și a ocoalelor silvice. Bun. Mulțumesc tare mult. 114 persoane în acest moment care acționează. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru informații. Mergem mai departe.